G2A, jogo Curieftine. Salut și bine revenit la un nou minunat episod de Dead by Daylight. Este dimineață, avem ritualuri zilnice pentru a face niște acțiuni cooperative, ceea ce este foarte frumos să cooperezi, dar desigur, și să hiluim alți supraviețuitori pentru trei state? De trei ori, ok? Da, bun. Deci, hai să jucăm. Și nu uita să lași un like acestui video. Și G2A în descriere dacă vrei să-ți cumperi Dead by Daylight 2 la un preț mai mic. Dar știi ce va trebui eu să fac? Nu știu de ce vorbesc așa. V-am zis că este dimineață, deci s-ar putea să fiu un pic sărit de pe fix. Ar trebui să mă joc cu Meg, pentru că Meg este foarte șmecheră și are 10 miliarde de mii de părcuri. Și are imediat... Unde Dumnezeule mare e haina aia de prestij, mă? A, uite-o, acelea. Și are haine de prestij. Și atât. Ah! E o hartă foarte frumoasă unde ne putem ascunde în iarba care este foarte verde și este lag! Uite-te la mine, complet indivizibil. Hello! Vrei să... Este asistenta periculoasă care vine de nicăieri și face... Au, Doamne, te rog să nu vii... Oh, stai o secundă, că harta asta este cam mică. Harta asta este foarte mică pentru The Nurse, deci o să fie foarte frumos, mă mănâncă umărul, dar acum... O, acțiuni cooperative! Yes, 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 acțiuni cooperative. Te rog să nu vii aici și domnișoară killer, am nevoie de acțiunile cooperative pentru ritualul zilnic, care, da, nu e chiar zilnic, având în vedere că l-am de vreo 3 zile. Glumeam, domnișoara asistentă! Glumeam! Sunt atât de confuz? Acțiuni cooperative! Yes! Bravo, prietenele mele! Zic prietene pentru că sunt gagici. Suntem cu toate... Ui, în afară de unul, nu era unul? Era un David King și în rest suntem așa, o Claudia și două Meg. Deci ele sunt prietenele mele. Hello, domnule David! Domnule David! Bine, sigur, curăță totemul ăla, nici măcar nu aveam nevoie să mă ajuți la generatorul ăsta ca să fac acțiuni cooperative. Vreau să mă scarpin la braț, dacă îmi vine skill check. Ok, gata. Bun. Dar, Pink, puteai să nu repari. Nu! Trebuie să reparăm generatoare, nu am timp să nu repar, ok? Chiar dacă e nevoie să țin pe mouse cu... Ia-mă... Nu. Nu vreau. Am luat din greșeală, dă-mi-l înapoi. No, pune și repară, dude. Ăsta vrea să-mi fure asta, mă. Medkit-ul vrea să-mi fure medkit-ul. De ce ai plecat? Oh my god. Da, probabil aproape... Uh-oh. Se uită în direcția asta, killerul. Ce spuneam? Că aproape și-a terminat chestia aia de reparat, toolbox-ul, și a vrut să mi-l dea mie ca eu să-i las medkit-ul meu, care este plin. Și voia să-mi tragă țeapă. Oh, te rog să nu vii aici, domnișoară killer. Oh, Doamne, o să vină fix aici. Ei bine, te rog să nu-l aduci la cârligul ăsta. Nice. Pentru că eu acum pot să termin de reparat generatorul și după aia pot să... Să merg să salvez gameplay. Yes, yes. Așa. Și acum... Ok. Aha. Așa, și acum te salvez. Gameplay. Bun. Ești liberă că... Bă, vin încoace, vin încoace, vreau să dau eu heal. Vreau să dau eu heal. Nu vin cu oameni! Vin cu ace! Îți dau eu heal! Trebuie să-ți dau heal, dude! Am nevoie... No! Oh my god, acum nu o să mi se mai pună pentru... De ce ai ținut morțiș să-ți dai un pic de heal, a? Nu m-ai putut lăsa pe mine să-mi consum medkit-ul pe... De ce am consumat oare medkit-ul? Bună întrebare.
Ok, nu mă știe, nu mă știe, l-a văzut pe David. Fugi, David, fugi! Te fugă... De ce te întor... Ah. David, David! David, există o mică problemă. David? Fugi, dude, fugi! Ah. David! Te ajut eu, bă! Ajută-l pe David! Ridică-l pe fraierul ăsta de jos. Oh, Doamne, jucăm un joc foarte periculos aici. Bun, acum hai să-i dăm heal normal. De ce ai făcut asta? De ce ai ratat skill check-ul de heal? Ăla e cel mai ușor skill check existent vreodată. Să sperăm că ăsta, heal-ul ăsta de acelea o să fie suficient pentru, pentru ritualul zilnic. What? Ah, o să deconect... What? S-a deconectat, dude! What? Ah, am crezut că lasă mai mult să... Pe bune că ai lăsat doar atât. Dă-i... Nu ai reușit să-i dai blind. Dude, ăla s-a deconectat în timp ce eu mă duceam să-l salvez și am zis că o să fie ok pentru că... Mă duc să-l salvez și sunt ascuns și killerul dintr-o dată a venit după mine pentru că... Oh my god, cu cine mă joc? Am reparat doar... Eu de unul singur, mă rog. La primul m-au ajutat niște supraviețuitori, dar... Eu am reparat două generatoare și apoi toată echipa mea, nu știu exact ce face. David, știu că pot să faci asta, știu că... Oh no. Oh oh. Situația există și practic nu este atât de bună. David? Ok, ok, David, du killerul departe, du killerul departe, vine Meg. Oh, yes, yes, țucat iar tata. Așa. Și acum vine killerul încoace. Să sperăm că nu trece prin mașinile astea. Ok, ok, ok. Oh, situația nu e foarte bună. Da. Ok, am nevoie de ajutor. Din nou. Nu pot să-mi dau Eagle până ajunge la cârlig. Oh my god, mă duce la cârligul ăsta. De ce nu funcționează? What? I-a pus lanterna pe ochi. Ce lanternă de 2 bani. Sigur era cumpărată de la chinezi, frate. Și n-avea baterii de alea bune. Alo? Este numai vina lui ăla care s-a deconectat, dude. Este numai vina lui. Hei! Ajut! Meg! Meg! Nu mai repara! Cât poți să repari la generatorul ăla? La ăla erai și când eram data trecută pe cârlig, Meg. Oh, Doamne, Meg! Ei bine, nu am murit, dar vine killerul în direcția... Oh, nu vine. L-a ridicat... Wait. Ba, da, vine. Vine încoace. Pentru că este bulangiu și nu vrea să-l pună pe ăla pe cârlig. Are ceva cu mine. Are ceva cu mine. Hai să atingem generatorul ăsta, de ce nu? Cel puțin sunt foarte silențios când sunt rănit, știi? Nici nu fac zgomote, nici nu... Da. Da, e foarte bine, e foarte bine. Trebuie să fiu foarte silențios. Bă, trebuie să-l healuiesc pe ăsta pentru ritualul meu zilnic. Uh-oh. Uh-oh. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no! Dude, am vrut să... Ai adus killerul la mine! Oh, my God! Îl fugărea pe el și m-a găsit pe mine. Firar să fie de cu echipieri. Bulangii. Firar, voiam să-mi termin. Am terminat ritualul zilnic măcar. Oricare din... Am nevoie de un ritual zilnic, ok? Am nevoie de unul din ele terminat. Ok?
Yes. Și celălalt nu este terminat, dar puteam să-l termin dacă nu aducea mega aia killerul la mine. Azi dimineață m-am înecat cu niște apă și acum mă simt răgușit. Uneori când vorbesc, simt de parcă răgușesc, știi? Este foarte... Ce faci? Pune și repară tu, incompetento! Hello, domnule alt supraviețuitor. Bă, stai o secundă că eu am pus un ritual care îmi zicea că mă spunează cât mai departe de killer posibil și killerul vine fixa. Hello, haide, vamos! Vamos a la playa, domnule killer. Chiar dacă te-ai spunat cel mai departe de mine, desigur că ai venit fix la mine. Pentru că, ei bine, nu m-a interesat să fac o rimă, m-a interesat să îmi transmit mesajul. Astfel încât să fie cât mai ușor de înțeles și a fost, cred, habar n-am, dude. Bun, hai de la alt generator dacă la ăla a venit killerul și avea line of sight până la noi, știi, n-aveam obstacole ca să ne ascundem. A venit, ne-a văzut de la 10 km distanță și aia a fost. Da. Deci ce spuneam, că eu am pus un ritual de la, de m-a spunat cât mai departe de killer posibil, da? Și chiar dacă m-am spunat cu alți 3 supraviețuitori foarte departe de killer, a venit la noi în 15 secunde? Da. O, și trebuie să-i mai dau heal cuiva și am terminat și celălalt ritual zilnic, deci asta o să fie foarte frumos. Toată lumea o să fie fericit, o să zică, mamă, Pink, frate, cum să faci, frate, 2 ritualuri zilnice în aceeași zi? Adică sunt zilnice, te-ai gândit că în fiecare zi faci unul, dar tu faci 2 în aceeași zi? Wow, ăsta a fost un skill check de 150. Deci fii antenă, voi da numai skill check-uri de 150 în acest episod, veți vedea. Deci dacă nu o să dau, nu contează, dar... Ideea e că o să dau. Bun, haide încă unul. Haide, încă unul. Imediat o să vină un skill check, fii antenă. Oh, ăla e un... In basement? A fost lag, eram atent la basement. Ok, ăsta nu se pune, nu se pune. Nu se pune. Bun. Dar următoarele o să se pună, desigur. Următoarele o să fie garantat de... vai de capul meu, ce am reparat 3 generatoare deodată. Aaaa! Estas unas problemas. Aaaa! Estas unas problemas majoras. Neee. Très bon. Ei, vamos, Mr. Killer. Vamos. M-am pus jos și tot m-a nimerit. Nu e bueno. Señor, lasă-mă în pace, señor. What the... What? A avut lag! Ai văzut chestia asta? What? Și-a activat parola cu lag. Hei, ce faci? Stop, dude! Nu pot să cred că m-ai dus până... Oh, no! Yes, mă eliberez. La revedere, domnule killer! Ne vedem cu altă ocazie. De ce e atât de ciudat luminată clădirea asta? Vedeți pereții cât de ciudat sunt? Oare dacă îmi dau singur heal, se pune? Domnule, stop! Dați-vă din calea mea! Stop! What the fuck? Oh, no! Ah! E la... Încetează, dude! Nu mai veni după mine, lasă-mă în pace! Oh my god, nu e... Situația nu este atât de bună pe cât speram să fie. Situația e... Ce faci? Oh-oh.
Ce ai cu mine? Care este problema ta cu mine, domnule Killer? Sunt ce alți supraviețuitori pe lumea asta? Sunt și alți supraviețuitori, am zis! Lasă-o în pace! Tensiunea! Oh. Fuck, uite, de asta este bine să ai calm spirit. Calm. Calm spirit. Pleacă de aici, dude! Lasă-mă în pace! Da, killerul este acolo. Skill check de 150. Uh-oh. Ok. Bun, a plecat. Hai să facem altceva. Pentru că să fug de killer a fost prea intens. Prea intens. Mă ia cu tensiunea, mă ia cu rău. Bun. Știi ce n-am mai văzut eu de mult timp, frate? Trapperi, trapperi, chiar. Trapperi, unde s-au... Ce faci? Așa. Unde s-au dus, mă, trapperii? Nu mai joacă nimeni trapper. Este mișto să trapuiești, știi? Mă zic că e la modă trapul. Uh-oh. A, mi s-a părut că vine killerul în direcția asta, dar nu cred. Bun, să fiu atent dacă se activează spine chill-ul. Iar dacă se activează, Dumnezeu cu mila, pentru că ideea e că am fost deja pe... Ui, am fost pe... N-am fost pe Kirlig, n-am fost pe Kirlig până acum, e bine. Oh, trebuie să mai dau heal cuiva, dude, am nevoie de un ritual zilnic. Terminat. Nu mai joc încă un match pentru ritualul zilnic, s-o credeți voi? No, mai gata, la revedere, papa, știi? Ok, ai făcut un zgomot când ai sărit acolo. Ăla s-a ridicat de jos, a avut adrenalină când am reparat, s-a ridicat și... Ok. E cineva la poarta aia, pentru că aș vrea să o deschid ca să pot să... Doamne. Uh-oh. Trebuie să o deschid ca ăștia din partea asta a hărții să poată să scape, știi? Bun. Te rog, killerule, du-te undeva într-o direcție ciudată cu supraviețuitorul ăla și nu veni încoace. Pentru că am nevoie să deschid harta asta, după care... Să sperăm că nu are noed sau ceva. Uh-oh. E momentul oportun! Fugi, vino în direcția asta cu mine! Vino cu mine! Pe aici! Pe aici, fugi! Fugi pe aici! E ok, e ok? De ce n-ai... What? Vrea să intri pe ușă, îl blocam eu pe killer! Nu! Uf! Lasă-o în pace, dude. Aveai un crlic fix acolo. Lasă-o în pace, am un ritual zilnic, trebuie să-i dau heal. Chinuie-te, fă... Oh-oh. Oh, o pune pe crlic, aia e. La revedere. Da, păi... Dacă intra pe ușă, intra și killerul și eu mă puneam... Asta am vrut să fac. Să mă pun în ușă când trecea killerul. Hai, pe aici de acum. Auzi, crezi că killerul e destul de drăguț să-ți dea un hit și apoi să mă lase să-ți dau heal ca să termin ritualul zilnic? Hei, lasă-ne să ne dăm heal unul altuia. Uh-oh. 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 Lovește-l pe ăla, am nevoie... Come on, lovește-l! Și tu vino încoa... Lovește-l, n-auzi! Nu așa, trebuie să conectezi! Secura! Așa, așa, acum vin un coace. Așa. Și lasă-mă să-i dau heal. Oh, țucat iar tata, ce drăguță ești. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și Maica Domnului. Adică și Maica Domnului să-ți dea sănătate, nu să-ți o dea pe Maica. Hei, 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 lasă-l în pace, lasă-l în pace, lasă-l în pace. Lasă-l în pace. Ok, am nevoie de... Da.
Bun. Și acum dă-mi un hit. Dă-mi un hit. Come on, dude. Așa, și dă-i și lui. Oh my god, vrei să... Maria Tereza de la ce? Băi, ăsta-i român? Cred că e român. Mersi foarte mult și acum hai să o ștergem, dude. Hai să plecăm. E bine, ăsta a fost un meci foarte intens. Hei, în apărarea mea, planul meu ar fi funcționat dacă tipa aia ar fi intrat pe ușă. De ce nu ai fi... Wow, uite, stai o secundă. Uite, mai aveam un ritual... Asta de că... Și că să fiu fugărit de killer pentru 120 de secunde cu Mac Thomas. Dar ăsta nu l-aveam înainte și am făcut... Am 121.000 de puncte. Yes. Păi, vom pune capăt acestui bine de episod aici. M-a luat cu frig. Deci, să-mi bat piciorul, mi s-a făcut pielea de găină. E un frig aici și așa de nebunesc.